Meciurile de sâmbătă și duminică au avut rol de pregătire pentru echipele care vor participa la următorul turneu din cadrul campionatului național de minivolei. Acesta se va desfășura la Pitești în perioada 14-15 decembrie. Voleibalistele de la CSM au jucat împotriva a două echipe lideri de grupă, însă asta nu le-a împiedicat să obțină victoria de fiecare dată. Primul meci s-a disputat între CS Mușcel și CSS Craiova, scorul final fiind de 3-1. Nici cealaltă echipă, CSM Alexandria, nu a avut mai mult noroc, mușcelencele învingându-le cu 3-0. Cu astfel de rezultate și ținând cont de faptul că cele două echipe sunt pe primele locuri în grupele din care fac parte, voleibalistele de la CS Mușcel au șanse mari să obțină victorii după victorii în cadrul turneului ce urmează. Grupa din care face parte echipa profesorului Adrian Mihăilă este următoarea: LPS Pitești, CSS Târgoviște, Dacia Mioveni 2012 și desigur CS Mușcel. La acest moment, mușcelencele sunt pe locul 3 în clasament.